statisticile arată că unul din 5 cetățeni români e cercetat penal și se pare că asta este practica noastră, în afară de, apropo, sportul contestațiilor, mai avem și un alt sport să ne facem plăceri penale unii altora. Apropo de acest lucru, o să vă dau un exemplu. Noi ne asumăm răspunderea generală și n-am o problemă sub acest aspect. Chiar agenții constatatori ai aeromatului sunt extrem de eficienți sub acest aspect. Dar noi avem un număr de 18 acest constatatori. Și prin urmare, nu facem plan anual trecut Curtea de Conturi, ci facem un plan lunar și încercăm cu 50 de controle pe lună să facem față tuturor sesizărilor. Mai sunt și sesizări pe care le mai amânăm o lună, două, trei. Din acest motiv. Și am un caz în care pe o sesizare de la Inspectoratul de Poliție Constanța, ne-au trimis o lună august, n-am demarat controlul pentru că, așa cum v-am spus, capacitatea administrativă este cum este a instituției noastre și m-am trezit eu, președinte la NRMAP-ului, cu o amendă judiciară de la un domn procuror, pentru că, evident, nu am făcut controlul respectiv, în ciuda faptului că noi, de altfel, cu Inspectoratul General de Poliție aveam și un protocol instituțional, prin care lucrurile astea le facem într-o bucă, nu mi-a dat procurorul și iată că nu numai după ce mi-a dat o primă amendă judiciară, m-am mai trezit la o săptămână cu a doua amendă judiciară, tot de la domnul procuror, ceea ce înseamnă că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel în sistemul judiciar și spun de fiecare dată că problema reală a noastră acolo este. Orice lucru am face noi în administrația publică până la urmă, se duce spre sistemul judiciar la un moment dat. Fără eficiența acestui sistem și fără crearea unui sistem judiciar bun, nu vom putea noi să facem mare lucru. Repet, e adevărat că funcționarii publici de foarte multe ori cer mai mult decât prevede legea, ca să spun așa. Dar o fac din acest motiv. Și acum și domnul procuror a cerut să stabilim prejudiciu și vinovații. Da, iată că ăsta a fost motivul pentru care ăsta a fost obiectul sesizării. Era vorba de, mă rog, prejudiciu și vinovații. Spălarea unor rufe într-un mă rog, oficiu balnear. Dar nu pot, azi e doar un exemplu. De ce statul nu-și poate folosi, să zic, această extraordinară capacitate de a cumpăra și să cumpere la un moment dat centralizat? Adică de o vreme ce cumpere activ pentru un spital, de ce nu poți să cumperi pentru un întreg sistem sau cu totul altceva? Și pentru domnul Ghițoi, am observat în lungul vremii că există firme care se înfruntă, să zic așa, dintr-o singură sursă. De pildă, există firme care au contracte doar cu primăria sectorului 3 sau cu primăria sectorului 5. Asta nu dă de bănuim. Într-adevăr, ideea de a avea o unitate centralizată privind achizițiile publice și acest model, noi l-am preluat și l-am propus ca și inițiativă legislativă la începutul acestui an. Există pe site-ul NRMAP-ului o astfel de propunere de lege, pentru că tot din practica statelor membre a rezultat că toate statele mari din Uniunea Europeană, și mai puțin mari, au o astfel de unitate centralizată, iar din 2001, unitățile centralizate la nivel de autorități publice centrale s-au unificat cu unitatea centralizată privind autoritățile publice locale. E cazul Austriei, Germaniei, Danemarcei și așa mai departe, Marii Britanii și pot continua exemplu. Deci, noi am avut și avem o inițiativă legislativă în acest sens. Depinde în continuare tot de Ministerul Finanțelor, pentru că Ministerul Finanțelor este cel care trebuie să facă acest lucru. Și răspundându-și domnului de la ACIS, evident că termenul de evaluare e de 20 de zile. Dar, repet, nu e necesar să îngreunați procedura din acest motiv. Iar de eficiența sistemului știm foarte bine că în Ministerul Finanțelor, din păcate, există vreo 40 de direcții. Păi dacă cereți de la fiecare direcție în parte către o hârtie pentru operatorul economic respectiv, să-mi fie cu iertare.
Așa. Probleme pot fi multe. Le luăm și noi pe rând, pe care aflăm. Ce facem pe administrația locală până acum? Avem două zone pe care ne uităm. Una e salubritatea. Când am avut o analiză pe București, am găsit probleme. Fie era contactul foarte lung la sectorul 1, fie nu erau licitații făcute la celelalte sectoare. Și acum am zis, domnule, pe modelul București, hai să ne uităm că e situația în restul țării. Și tot îmi vin date. Acum chiar ieri am scris o scrisoare care cerem explicații într-o reședință județ de ce iau contact pe 25 de ani, cum s-ar putea justifica faptul că blochez concurența pe 25 de ani, când poate pe un gire încă jumătate din durată. Deci era... Bun, nu zic că ești legea de voie la 49 de ani, dar trebuie să spui, da, domnule, sunt niște investiții atât de mari că se justifică, omul ăla nu le poate recupera mai repede de 25 de ani. Dacă n-are investițiile astea, logic ar fi să faci licitația asta mai des. Să vezi dacă n-a avut un competitor mai eficient, care îți dă un preț mai bun decât ai obținut tu acum. Bun, nu voi fi mai popular în momentul când încep să te primăriile de salubritate. Al doilea lucru la care ne uităm sunt sisteme gen Net City. Iarăși pornim la București, unde avem anumite probleme cu el, dar nu e neapărat sistemul din București cel mai rău, adică sunt zone care sunt mai scumpe, să spun. București știu, are și proiecte de concurență, dar cel puțin până acum nu are un sistem scump. Ai potențial de vin, ok, dacă rămâne neconcurențial, dar cel puțin până acum nu este. Sunt orașe în țară unde prețurile sunt mai mari. Deci asta am făcut până acum pe licitații publice. Dacă avem sesizări, o să ne uităm și pe alte zone, dar chiar dacă nu suntem 96, suntem 300, în ușoară scădere pe nou buget, nu poți să te bagi în toate, știi, să ai niște priorități. Și noi toți nu suntem cu puterea de conturi. Da, vorbeam de salubritate și de aceste controle și noi, la nivel de primării ale Bucureștiului, pe sectoare, am avut astfel de controle încă din 2008, au fost rapoartele de control la acel moment, în care, evident, se recomanda a se... merge pe procedurile din 34, știut fiind faptul că acele contracte au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii autonomației 34 pe 2006. Mai mult decât atât, la sectorul 1 avem un caz cu totul și cu totul aparte, aș putea spune. Societatea comercială care a încheiat cu primăria sectorului 1 acel contract a făcut-o fără existența vreunei proceduri, motiv pentru care noi am și promovat în instanță o acțiune în constatarea nulității absolute a acelui contract. Spun acest lucru pentru faptul că în 2008, când s-a încheiat acest contract, a existat o decizie a Curții de Apel București, definitivă și irrevocabilă, prin care s-a anulat acea procedură de achiziție publică. La 3 ore de la momentul la care s-a pronunțat decizia de către Curtea de Apel, autoritatea contractantă în speță a încheiat contractul cu acea societate comercială. Vreau să vă spun doar că valoarea acelui contract este de 450 de milioane de euro. E contractul de care vorbea Bogdan Chirițoiu pe o perioadă de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii. Contract, iată, încheiat fără existența vreunei proceduri. Dosarul este în instanță și poate că, ajungem iară la sistemul judiciar, poate că instanța judecată va da soluția așa cum prevede legea. Poate să schimbe primarul la sectorul 1. Nu are relevanță chestiunea aceasta. Mai sunt alte întrebări?